Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi aflăm dintr-un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea de ce este căsătoria atât de importantă pentru creștini și câteva sfaturi biblice pentru căsnicie. Participarea la nunți este adesea o experiență plină de farmec și fericire pentru mulți oameni. Aceste evenimente sunt cele în care bucuria, dragostea și speranța se regăsesc într-un mod special. Atmosfera de festivitate, îmbrăcămintea elegantă a mirilor, precum și strălucirea fericirii de pe fețele lor, reprezintă doar câteva dintre aspectele care fac dintr-o nuntă un eveniment plin de încântare și emoție. În ziua nunții, mirii par să fie cuprinși de o aură specială, fiind înconjurați de cei dragi și de o atmosferă plină de iubire și armonie. Conexiunea profundă dintre cei doi, ilustrată prin zâmbetele și privirile lor pline de dragoste, transmite o stare de optimism și speranță pentru viitorul lor împreună. În acel moment unic, toate grijile și necazurile par să se estompeze, lăsând loc doar bucuriei și entuziasmului pentru începutul unei noi etape în viața lor. Învățăturile din Biblie oferă o cale de ghidare și înțelepciune pentru a aborda cele mai importante aspecte legate de căsătorie și pentru a construi o relație solidă și binecuvântată înainte de a lua o astfel de decizie importantă în viață. Dar să analizăm câteva întrebări esențiale. 1. De ce vrei să te căsătorești? Biblia învață că căsătoria este un act sfânt și o uniune întemeiată pe dragoste, respect reciproc și parteneriat. Motivațiile pentru a te căsători ar trebui să fie înrădăcinate în dorința de a avea o relație profundă, de a crește împreună spiritual și de a forma o echipă solidă în fața provocărilor vieții. 2. Pe cine vei alege ca partener dacă decizi să te căsătorești? Biblia pune accent pe importanța alegerii unui partener potrivit, bazându-te pe valori comune, credință și compatibilitate spirituală. Alegerea unui partener care împărtășește viziunea ta asupra vieții, valorile tale și aspirațiile tale spirituale poate contribui la o căsătorie puternică și înfloritoare. 3. Cum poți să te pregătești pentru căsătorie? Pregătirea pentru căsătorie din perspectiva biblică implică cultivarea virtuților precum răbdarea, iertarea, comunicarea eficientă și dezvoltarea unei relații sănătoase cu Dumnezeu. Studiul Scripturii, rugăciunea și consilierea pot fi instrumente esențiale în pregătirea pentru o căsătorie solidă și echilibrată. 4. Ce îi poate ajuta pe cei doi parteneri să rămână împreună și să fie fericiți? Pentru a menține o căsătorie armonioasă și fericită, Biblia oferă îndrumări privind dragostea necondiționată, respectul reciproc, comunicarea deschisă și onestă, iertarea și susținerea reciprocă în vremuri dificile. De asemenea, o relație ancorată în credință și încredere în Dumnezeu poate oferi un fundament solid pentru a depăși provocările și pentru a construi o căsătorie trainică și plină de bucurie. Abordarea conceptului că Dumnezeu este sursa tuturor formelor de iubire umană, cu accent special pe iubirea dintre bărbat și femeie, care decide să-și unească destinele prin căsătorie, oferă o perspectivă profund spirituală și teologică asupra instituției căsătoriei. Acest punct de vedere este încorporat în multe tradiții creștine care văd căsătoria nu doar ca pe un contract social sau legal, ci ca pe un angajament sfânt și o taină prin care prezența divină, în special cea a lui Isus Hristos, este invitată și recunoscută în relația dintre soți. Legământul căsătoriei este în esență un drum comun unde bărbatul și femeia își unesc viețile nu doar într-un plan fizic, ci mai profund, la nivel sufletesc și spiritual. Această unire este destinată să fie sursa comuniunii, o împărtășire intimă de gânduri, aspirații, sentimente și valori spirituale, care transcende individualitățile separate și îi transformă pe cei doi în un singur trup. Această comuniune generează un spațiu de creștere mutuală, unde fiecare partener își asumă rolul de a fi sprijinul celuilalt, încurajându-se reciproc în realizarea vocației personale și comună. Prin această paradigmă se întărește și binele soților, un concept care înglobează nu doar fericirea și satisfacția personală, ci și aspirația spre o bunăstare spirituală și morală comună. Binele soților presupune și asumarea unui angajament de fidelitate și sprijin reciproc permanent, indiferent de provocările vieții. Iisus Hristos a accentuat caracterul sacru și permanent al legământului matrimonial prin cuvintele: ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Acest principiu al nezdruncinării subliniază că legătura dintre soți, în viziunea creștină, nu este doar un angajament temporar sau un contract care poate fi reziliat la voință. Căsătoria este intenționată să dureze pe viață, o mărturie a constanței și fidelității divine. Această indisolubilitate a căsătoriei nu numai că oferă stabilitate familiei, dar servește și ca un semn al legământului neclintit dintre Dumnezeu și omenire, reflectând dragostea necondiționată și eternă a Creatorului. Legământul nu se limitează numai la relația dintre soți, ci este deschis și spre dăruirea vieții, nașterea și educarea copiilor. Aceasta este o expresie a compasiunii și a dragostei creative a lui Dumnezeu, prin care soții devin participanți la actul creator al vieții. Educația copiilor într-un astfel de context devine nu doar o responsabilitate, ci și un act de iubire prin care valorile, credințele și speranțele sunt transmise din generație în generație. Deschiderea către nașterea de copii ca o binecuvântare și poruncă divină: fiiți roditorii și înmulțiți-vă, Geneza 1:28, este considerată nu doar o capacitate biologică, dar și o vocație și un dar spiritual. În acest context, copiii sunt văzuți ca rodul iubirii dintre soți și ca parte a planului lui Dumnezeu pentru familia umană. Prin procreație, soții participă la actul creator al lui Dumnezeu și contribuie la continuarea și înmulțirea speciei umane și a celei creștine. Înțelegerea căsătoriei ca o taină divină reflectă credința că relația intimă dedicată între un bărbat și o femeie, albi botezați, este nu doar un angajament uman, ci și un mijloc prin care prezența și harul divin sunt experimentate în mod concret în lumea noastră. Perspectiva îmbogățește în profunzime semnificația căsătoriei, transformând-o într-o călătorie spirituală comună, care are puterea de a dezvolta și de a perfecționa iubirea umană în conformitate cu exemplul și învățăturile lui Iisus Hristos. Iată în continuare o poveste frumoasă petrecută undeva în România, într-un sat mic, pitoresc, așezat la poalele unui deal acoperit cu viță de vie. Aici trăiau Andrei și Maria. Ei se cunoșteau de când erau copii, crescuseră împreună, jucându-se pe potecile liniștite și pe câmpurile întinse care înconjurau satul. Dar, pe măsură ce timpul trecea, jocurile copilărești s-au transformat într-o prietenie profundă, iar prietenia aceea, încet încet, într-o iubire sinceră și pură. Era o iubire care părea că a fost menită să fie, o iubire care, în inimile și sufletele lor, era evidentă ca originea și destinul. Andrei și Maria, amândoi botezați și crescuți în credința lor profundă, știau că iubirea lor nu era doar rodul tinereții sau al circumstanțelor. Își dădeau seama că în tot acest timp Dumnezeu le ghidează pașii unul către celălalt. Vedeau căsătoria nu ca pe un contract sau o tradiție socială, ci ca pe o încheiere divină, o unire sfântă între un bărbat și o femeie, binecuvântată și întărită de prezența lui Isus în relația lor. Într-o duminică limpede de primăvară, după slujba de dimineață, Andrei a cerut-o pe Maria în căsătorie, în grădina veche a bisericii, acolo unde își petrecuseră multe dimineți reflectând asupra vieții și rostului lor. Maria, cu lacrimi de fericire în ochi, acceptă fără ezitare. Ei știau că această căsătorie va fi începutul unei călătorii noi, în care Isus va avea un loc central, călăuzindu-i și susținându-i în fiecare pas. Pregătirile pentru nuntă au devenit un efort al întregului sat, familia, prietenii și vecinii, acordându-le tot ajutorul necesar. Toți simțeau că acest eveniment nu era doar unirea două suflete, ci o celebrare a iubirii și credinței întregii comunități. Ziua anunții a sosit într-un final, o zi în care cerul și pământul păreau să se unească în bucurie. În vechea biserica satului, Andrei și Maria și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, familiei și prietenilor. În jurul lor totul strălucea de speranță și lumină divină. Vorbirea lor de legământ a fost mai mult decât o promisiune. A fost o mărturisire a iubirii lor profund spirituale și a rolului esențial pe care Isus îl juca în căsătoria și viața lor. Pe măsură ce sărbătoarea continua în casa familiei cu muzică, dans și voie bună, toți simțeau că această căsătorie era mai mult decât o unire a două suflete. Era un exemplu viu al modului în care iubirea, atunci când este înrădăcinată în credință și binecuvântată de Dumnezeu, poate lumina viețile tuturor celor din jur. Andrei și Maria, acum soț și soție, priveau spre viitor cu un amestec de speranță și bucurie, știind că, indiferent de provocările pe care le-ar aduce viața, iubirea lor, întărită și îndrumată de prezența lui Isus, va rezista. Căsătoria lor a devenit un simbol al iubirii divine manifestate în lumea umană, un memento că în fiecare act de iubire sinceră, Dumnezeu însuși este prezent, întărește și binecuvântează. Unitatea în închinare nu este doar o expresie a fidelității și devotamentului reciproc într-un cuplu, ci servește ca o ancoră spirituală care le adâncește și întărește legătura. Conceptul de a împărtăși aceeași cale spirituală, de a se ruga împreună și de a studia în comun învățăturile divine, creează un teren fertil pentru o relație profundă și împlinită. Închinarea în comun este una dintre caracteristicile remarcabile ale familiilor fericite, înfloritoare. Citim în Eclesiastul 4:9 și 10. Tot aici ni se spune că mai bine doi decât unul, căci iau o răsplată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, ceea ce sugerează că doi oameni împreună pot realiza mai mult decât suma părților lor individuale, nu doar în aspectele materiale ale vieții, ci și în cele spirituale. În cuplurile creștine, închinarea împreună nu este doar o activitate. Ea devine un stil de viață, o alegere conștientă de a pune spiritualitatea în centrul relației. Asta înseamnă nu doar participarea la serviciile religioase, ci și rugăciunea zilnică împreună, studiul Bibliei și discuții profunde despre învățăturile credinței lor. Acest proces ajută la alinierea valorilor, împărtășirea speranțelor și a temerilor, călătorind împreună prin provocările vieții cu o perspectivă spirituală comună. În interesul acestei unități spirituale, împărtășirea credinței și practica regulată a închinării în interiorul unei căsnicii servește ca un liant puternic, conferind partenerilor un sentiment de apartenență nu doar unul față de altul, dar și față de comunitatea lor de credință. În momentele de încercare sau nesiguranță, închinarea comună devine un punct de reîntoarcere și realiniere, un loc de consolare și reînnoire spirituală. În plus, această legătură spirituală profundă întărește apropierea conjugală. Fiecare experiență împărtășită în contextul închinării adaugă un nou strat de conexiune și înțelegere mutuală, transformând credința într-o punte care leagă sufletele și înlătură distanța emoțională. Declararea unei femei creștine că închinarea adevărată este un mod de viață și că nu își poate imagina să-și aleagă un partener de viață care să nu împărtășească aceeași bază spirituală, reafirmă importanța acestei unități spirituale. Asemenea mărturii evidențiază cât de esențială este închinarea nu doar ca o activitate, ci ca un element definitoriu al identității și vieții de cuplu. Aceasta subliniază ideea că partenerul ideal este cel care nu doar că împărtășește dragostea, ci și călătorește alături într-o căutare spirituală comună. Rolul închinării comune în fortificarea căsniciei subliniază că o unire adevărat fericită și înfloritoare se bazează pe mai mult decât atracția fizică sau compatibilitatea de personalitate. Se întemeiază pe un fundament spiritual comun, pe închinare și pe o călătorie împărtășită spre apropierea de divin. Aceasta creează o familie nu doar în sens tradițional, ci și în cel spiritual, în care cuplul împărtășește nu doar o viață, ci și o credință. O altă povestioară deosebit de frumoasă ne spune că într-un orășel micuț românesc, plin de tradiție și istorie, trăia un cuplu despre care toți spuneau că reprezintă definiția iubirii adevărate. Mihaela și Alexandru, căci despre ei este vorba, își începuseră povestea de dragoste într-o zi caldă de primăvară, când înfloriseră cireșii, colorând orașul în nuanțe vibrante de roz. De atunci ei au decis să își unească destinele, promițându-și unul altuia nu doar o viață împreună, ci și o călătorie spirituală comună. Era oarecum neobișnuit pentru locuitorii orășelului acel angajament profund spiritual pe care și-l asumase acest cuplu. Mihaela și Alexandru nu se mulțumeau doar să participe la slujbele religioase de duminică. Ei considerau că fiecare moment al zilei era o oportunitate de a trăi conform credinței lor. Rugăciunea de dimineață, studiul scripturilor la lumina lumânării seara, discuțiile despre semnificația versetelor citite și cum acestea se aplică în viața cotidiană, toate acestea erau țesute în structura zilnică a existenței lor. Într-un anumit sens, dragostea lor era un testament al puterii închinării comune. Prietenii și familia observau cum, indiferent de provocările la care erau expuși, Mihaela și Alexandru rămâneau neclintiți. Unitatea lor spirituală le oferea puterea de a depăși orice obstacol. Într-o zi, orășelul se confrunta cu o serie de dificultăți economice. Mulți dintre locuitori își pierduseră locurile de muncă, iar tensiuni începuseră să apară chiar și în cele mai fericite căsnicii. În mijlocul acestei furtuni, casa Mihaelei și a lui Alexandru devenise o rază de speranță. Ei organizau adunări mici în casa lor, nu doar pentru a se ruga împreună, ci și pentru a împărtăși din puținul lor cu cei în nevoie. Aceste întâlniri au devenit un sol fertil nu doar pentru închinare, ci și pentru construirea unei comunități unite, care se sprijinea reciproc. Odată cu trecerea timpului și odată cu depășirea dificultăților economice ale orășelului, povestea Mihaelei și a lui Alexandru a devenit pildă. Ei puseseră dovada vie că o căsnicie bazată pe o temelie spirituală comună este capabilă să depășească orice încercare. Nu era vorba doar de atracția fizică sau de compatibilitatea personalităților lor, deși acestea desigur existau, ci de călătoria lor împreună spre apropierea de divin. Când nepoții lor îi întrebau despre secretul unei căsnicii fericite și de lungă durată, Mihaela și Alexandru zâmbeau și spuneau: puneți-l pe Dumnezeu în centrul relației voastre, împărtășiți-vă credința, trăiți-o împreună în fiecare zi și veți vedea că dragostea voastră va înflori precum cireșii în primăvară. Pentru că, în final, cea mai solidă temelie pe care puteți construi o familie, fie ea tradițională sau spirituală, este credința împărtășită. Astfel, povestea lor a devenit o icoană a adevăratului înțeles al dragostei și a puterii închinării comune în fortificarea unei căsnicii, aducând lumină și speranță nu doar în orășelul lor, ci oriunde era împărtășită. Aderarea la aceleași convingeri reprezintă un fundament crucial pentru relațiile de lungă durată, în special în cadrul cuplurilor creștine, unde credința joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. În contextul dezacordurilor, care sunt inevitabile în orice relație, principiile biblice oferă o bază comună pentru soluționarea pașnică a neînțelegerilor. Analizând mai în profunzime, putem observa câteva moduri prin care aderarea la aceleași convingeri facilitează rezolvarea conflictelor în cadrul cuplurilor creștine. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el prezentat în Biblie, servește drept o autoritate supremă pentru creștini în toate aspectele vieții, inclusiv în relațiile conjugale. Acest lucru înseamnă că atunci când apar neînțelegeri, ambii parteneri au un punct de referință comun la care se pot întoarce pentru îndrumare și clarificare. Versete precum 2 Timotei 3:16-17, Subliniază utilitatea scripturii în instruire, mustrare, corectare și educație îndreptate, furnizând astfel cuplurilor o bază solidă pe care să-și rezolve conflictul. În Filipeni 2:4, apostolul Pavel îi încurajează pe creștini să se uite nu numai la propriile interese, ci și la interesele celorlalți. Această învățătură promovează sacrificiul personal și empatia în cadrul relațiilor, încurajând partenerii să pună nevoile și dorințele celuilalt pe primul plan. Prin adoptarea acestei perspective, cuplurile creștine pot aborda neînțelegerile printr-un dialog deschis și respectuos, căutând soluții care beneficiază ambelor părți. Apostolul Pavel face apel la creștini în Corinteni 1:10 și 2 Corinteni 13:11 să fie uniți în gând și în scop, împărtășirea unei credințe comune și urmărirea aceleiași călătorii spirituale creează un teren comun, puternic, pentru cupluri. Această unitate de gândire nu înseamnă că toate opiniile vor fi identice, dar oferă un cadru în care diferențele pot fi abordate și rezolvate într-un mod care respectă și valorizează legătura comună a credinței. Aderarea la aceleași convingeri și principii biblice nu doar că susține, dar de fapt îmbunătățește capacitatea cuplurilor creștine de a traversa prin provocările vieții cotidiene. Prin recunoașterea autorității Scripturii, prioritizând nevoile fiecăruia și menținând o unitate de gândire, aceste cupluri pot aborda diferitele lor neînțelegeri într-un mod care reflectă dragostea, respectul și empatia promovate de credința lor. Aplicarea principiilor biblice în rezolvarea conflictelor nu doar că soluționează problemele imediate, ci întărește și relația pe termen lung, transformând provocările în oportunități de creștere spirituală și personală comună. Îi mulțumim prietenii lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru atenție. Să ne reauzim cu bine, pe curând!